nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul. Pasiune și iubire. Zahăr Brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună seara, Sanda. Bună seara. Antonita, mă bucur tare să vă văd și aici. Eu mă bucur. Luați loc. Ceai. Luța. Știu că urmăriți emisiunea mea, mi-ați spus și m-am bucurat tare. Și vă aștept acum mare drag cu asociere și sper să vă placă. Se potrivește și la ținuta de astăzi. E superbă. E fantastică. Îmi plac foarte mult albinuțele. Îmi place foarte mult galbenul. Am avut o revelație chiar zilele astea că am nevoie de foarte, foarte mult galben. Și cred că ai avut o intuiție perfectă cu chestia asta. Nu, mă bucur foarte mult. V-am asociat cu albinuță pentru că albina este muncitoare. Și eu știu că munciți foarte și foarte mult. Dar efectul muncii albinei este unul cumulativ. Dacă urmărim un pahar unde ea își depune nectarul, nu poți să-l vezi cu ochiul liber. În schimb, într-o zi, descoperi că paharul este pe jumătate plin. Ce faceți dumneavoastră? Care este nectarul pe care îl adunați zi de zi? Care este munca pe care o depuneți picătură cu picătură ca să umpleți paharul? Sanda, știi, este mere de mai, este perioada asta pastorală când este mere de alt tip, din diferite plante. De flori, de tei, da. Exact. Uh-huh. Și atunci, probabil și lucrul pe care îl facem noi, ceea ce noi acumulăm pe parcursul vieții, are diferite dimensiuni, diferite culori, ca și merea. Uneori asta este ca și merea de tei, alteori asta este ca și merea pe care o culegi în august, adică uneori ceea ce facem noi se cristalizează, devine așa mai dur, este foarte dificil de extras acea mere din borcan și uneori rămâne o mere așa galbenă, lichidă, fluidă, luminoasă, foarte luminoasă. Probabil că asta luminoasă îmi place cel mai mult și aș asocia-o, ca să mergem în continuare pe asocieri, cu experiențele pe care le am cu familia mea, cu copiii mai ales. Pentru că este ceea ce rămâne mereu fluid, viu. Copiii mai au, apropo, la fel ca și merea, acest miros foarte dulce, subtil, copil, exact. Și când sunt foarte mici, miroase a bibeluș, ceea ce cu nimic nu, deci un prunc miroase așa cum nu mai miroase nimic altceva. Și atunci când ei mai cresc puțin și îi vezi alergând pe afară, mai ales acum în timpul ăsta și când îmi vin în casă, miroase a soare, miroase a aer, miroase a libertate. Astea sunt experiențele în care eu investesc cu mult drag pe plan personal. Deci ce culeg eu în plan profesional? Astea sunt experiențe care cred că în timp schimbă ceva în societate și bineînțeles mai există și experiențele mele, un fel de merea dulce-amară, ca și femeie, pentru că eu nu mă percep doar profesionist, doar mamă, nu am fost doar fiică, am fost întotdeauna și sunt și sper că voi rămâne până voi valorifica
cadou pe care mi l-a făcut primăria în centrul Chișinăului. Asta e ceva aparte, da? Voi rămâne femeie. Și asta e o experiență pe care noi o putem împărtăși și o putem dărui și o putem valorifica împreună cu alte femei și ar trebui să o facem. De asta eu uneori sunt așa mai sinceră chiar când doare și de asta încerc să vorbesc nu doar despre ce fac în plan profesional, dar ce fac, ce construiesc, ce greșesc, ce refac, pur și simplu ca un om. Sunteți sinceră și chiar foarte sinceră și știți foarte bine că cât crește mai mult copilul, cât avansează în vârstă, cu atât această calitate se diminuează. Cum ați păstrat-o? Cum ați reușit să rămâneți până acum cu acele principii și valori despre care o să vă întreb, care sunt principiile și valorile și cum reușiți să le păstrați și să rămâneți sinceră în condițiile în care știm că foarte multă lume nu este sinceră? Sinceritatea copilul și-o pierde și dacă acum fiecare și-ar aminti când și-a pierdut doza de sinceritate și mai ales psihologii știu, este atunci când ne temem de urmările sincerității noastre. Copiii încep să mintă exact atunci când ei simt că vor fi pedepsiți, vor fi judecați. Probabil eu nu prea am dezvoltat această frică. Eu mi-asum criticile, eu mi-asum că anumite lucruri puteau fi făcute mai bine. Eu cred că putem să învățăm cel mai bine din lucrurile care nu au mers perfect, deși ne-ar place să învățăm de lucruri bune. V-a ajutat cineva să nu dezvoltați această frică? Da, eu cred că asta a fost ceea ce a fost pus în mine de când eram mică, de către unchiul meu. Unchiul meu a păstrat fratele mamei. El a fost fânarul. Deși toți au fost fânari, toți au fost comuniști, el nu a fost comunist, el a reușit de fiecare dată să facă carieră fără ca să fie comunist. Este adevărat că asta era faptul că nu ești în partid era cel mai des motivul ca să fii înlăturat dacă nu plăceai cuiva, mai ales că el avea așa niște principii mai interesante. Și chestia asta care ține de voluntariat, dacă vreți, da, de lucru care acum se spune noi pentru Moldova, eu tot din copilărie le-am luat. Pentru că noi mergeam pe drumul dintre două câmpuri arate și acolo era foarte multă mizerie. Sau mergeam pe lângă râpă, ducându-ne la pădure să strângem ceva de acolo, da, pumușoare, floricele, ceva, vreascuri și unchiul le aduna, noi le adunam pe toate și le duceam într-un singur loc, deci ca să nu fie mizerie pe margine. Și chiar înainte ca să decedeze, a luptat foarte mult să fie întoarse pământurile tatălui său, a bunicului, a bunicii și a ales locul unde, deci destul de aproape de sat, chiar în sat, dar era locul unde toată lumea arunca mizerie, așa, foarte mare mizerie și el nu mai era prea sănătos și nu se simțea prea bine, dar a reușit să facă o grădină fantastică de locul acela și asta, sincer, după asta eu nu am mai mers acolo pentru că intuiția îmi spune că oamenii vor fi început să se poartă iarăși nu prea frumos cu locul acela și eu vreau să-mi amintesc ca o grădină foarte bine îngrijită, foarte frumoasă. Dar ce vă zicea el concret, câteva cuvinte, fraze pe care vi le amintiți poate, care cumva v-au rămas ca și convingeri până acum? Ești bravă, ești minunată, vai ce copil bun ești. A, bineînțeles că atunci când făceam pozne mi se spunea așa și, dar de obicei așa în glumă mi se spuneau anumite lucruri, dar faptul că am fost încurajată, faptul că știam că fiind foarte mică, având 7-8 ani, puteam să altoiesc pomii în așa fel, încât până acum, acolo în grădina bunicii, a rămas un prăsad pe care crește scoruș. Și aici e prăsad,
Deci și aici faci fructele astea portocalii așa fantastice. Și de fiecare dată eram încurajată să fac aceste lucruri neobișnuite, poate neutile pentru alți oameni, pentru mulți oameni, dar care eu cred că dezvoltă foarte mult, ne dezvoltă ca personalități. Și care au fost acele valori și principii, da, care au stat la bază și de care vă conduceți până astăzi? Valorile, evident că ele vin tot din acei 7 ani de acasă și poate eu am avut norocul și copiii mei au același noroc să nu avem un televizor în casă. Uneori mă simțeam prost la școală când toată lumea povestea, evident, toată Uniunea Sovietică privea același film, același buletin de știri, aceeași propagandă. Iar eu nu mă simțeam, eu n-am privit asta, nu mă simțeam bine. Noi n-am avut un televizor. În schimb, noi am avut câteva mii de cărți, ceea ce pentru, mă rog, pentru o familie era o cheltuială enormă ca să ai atât de multe cărți. Și eu am învățat limba rusă citind în original Gogol, Tolstoi, Pușkin, Turgenev, Gorki. Eu am citit toți clasicii literaturii universale, mai puțin clasicii literaturii române, pentru că nu prea era acces. Și de acolo... V-ați educat prin cărți? Și prin cărți. Și nu doar m-am educat, eu vorbeam altfel decât colegii mei. Colegilor mei, pe când eu aveam vreo 12 ani, deja le era mai complicat să mă înțeleagă, dar cu timpul învățau și ei un fel de a te exprima mai exact, mai românesc, mai corect. Și erați așa, și în copilărie, tot timpul spuneați ceea ce credeți, tot timpul erați sinceri până în pânzele albe. Și asta este penalizat în școlile sovietice mai ales. Eu nu înțelegeam de ce profesorul la care îl țin, pe care eu îl iubesc, ne trag de păr, ne judecă, se comportă cu noi în dependență de cine este, cine este în familia noastră, dacă este președintele colhozului sau dacă așa... Își schimba atitudinea în dependență. Exact. Și de ce... fie președintele colhozului pot să facă prostii foarte, foarte, foarte mari și nimeni nu o să le spună nimic, iar noi chiar uneori puteam să nu facem nimic, cei care aveam, da, părinți normali, familie normală și să fim penalizați. Și cum erați penalizată pentru sinceritate, pentru că le spuneați ceea ce credeți? Chiar și prin atitudine, prin felul de a vorbi cu copilul, prin felul de a-i spune ceva răutăcios copiii. Eu simt asta și țin minte asta din copilărie, cât de vulnerabili sunt copiii la critică, mai ales la critica nemeritată și la critica spusă într-un mod dur. Pentru că eu nu-mi doream să merg la școală, eu nu-mi doream prea mult să mă întâlnesc cu profesorii. Eu aveam câțiva profesori pe care îi iubeam la nebunie. Dar trebuie să ai anumite calități ca să reziști. Ce v-a ajutat să rezistați, să nu vă modificați caracterul și principiile, să nu apară această teamă de critică și de... Eu nu știu de unde s-a luat chestia asta, dar eu am avut... am conștientizat probabil lucrul ăsta când un coleg de-al meu mi-a spus că povestea cum am întâlnit el pe la 19-20 de ani când făceam voluntariat la Societatea de Planificare a Familiei și l-a zis că el a intrat și el a simțit că este o persoană, adică eu, care se crede foarte importantă, care crede că merită admirație, care crede că trebuie să spună de fiecare dată ce gândește și probabil atunci, într-un anumit fel, am conștientizat și mai târziu că prin educația pe care am primit-o, prin dragoste specială a unchiului meu, prin felul că și mama îmi spunea mereu că eu sunt frumoasă, chiar dacă mă uitam în oglindă și nu mă vedeam prea slabă, sânii erau prea mari, picioarele erau prea slabe, deci erau tot felul de probleme de astea, undeva acolo... Și încă nu știu de unde până la capăt, era și rămâne această senzație că eu sunt copilul lui Dumnezeu și eu fiind copilul lui Dumnezeu și eu am fost crescut așa un pic
cu ideea asta de Dumnezeu există, e acolo alături, te păzește. Fiind copilul lui Dumnezeu, bineînțeles că eu sunt importantă, bineînțeles că eu trebuie să spun. Și mai departe, când deja, mă rog, m-am format ca personalitate, rămâne ideea de, sau se adaugă și ideea de, eu sunt cetățean acestei țări. Indiferent de câte impozite plătesc, atât timp cât eu muncesc, le plătesc. Dacă nu aș munci, înseamnă că s-ar întâmpla ceva cu sănătatea mea sau ar fi o problemă, sau ar fi problemă de un șomaj temporar sau o depresie, o boală care te ține câteva luni, dar eu am dreptul să întreb unde sunt banii mei, ce se întâmplă cu țara mea și din orice experiență pe care o am, să încerc ca lucrurile să meargă mai bine. Cum răspundeți la aceste întrebări? Unde sunt banii oamenilor? Ce se întâmplă cu țara noastră? Noi am avut o ședință de curând la Consiliul ONG cu domnul Candu și doamna Palicovici și până începem ședința, evident că în special eu sunt cea care formulez așa mai direct unde inimile ard, vremele ard. Și atunci președintele Parlamentului ne-a întrebat: Antoneța, unde-i mele ardu? Eu tot vreau să știu unde-i mele ardu. Deci pe mine acest ping-pong de ne întrebăm unde este mele ardu mă face să mă mir că noi ne jucăm în continuare de a regele are straie minunate, când de fapt regele este gol. Pentru că atunci când cineva își asumă să meargă la guvernare, își asumă să conducă țara, el, acel cineva sau acea persoană, acea poate fi doamnă, domn, ei sunt obligați să răspundă unde sunt banii noștri și este datoria noastră, nu pur și simplu că noi avem dreptul să întrebăm unde sunt banii noștri, este datoria noastră să întrebăm unde sunt impozitele noastre, este datoria noastră să schimbăm ceva. Pentru că mai târziu, oricum o să fim în situația să ne plângem pentru că nu avem suficienți bani pentru asigurare medicală, pentru că nu avem drumuri bune, școli bune pentru copii, spitale și mai departe. Deci înainte ca să te plângi, trebuie să știi că tu ai făcut tot ce ai putut, iar în primul rând ca cetățean trebuie să ceri socoteală pentru impozitele tale. Dacă tu îți faci treaba bine, dacă tu plătești banii, eu am impresia că oamenii în Moldova în genere, nu conștientizează că acei bani sunt ai lor. Oamenii consideră că, știți cum, impozitul este ceva pe care eu îl dau și ăsta nu este al meu. Da. Asta este parte din munca mea. Și eu trebuie să beneficiez de banii ăștia. Exact. Da? La final de an, deci eu pentru anul trecut am lucrat foarte mult pentru cineva din afară, pentru ca să fac consultanță, am fost foarte fericită ca banii de fapt să fie impozitați în Moldova. La final de an mă uit cât de mulți bani s-au dus în bugetul statului și înțeleg că dacă toți acești ani aș fi administrat eu acești bani, eu aș fi avut și o casă și n-aș mai fi stat în chirie. Eu aș fi făcut mult mai multe activități de caritate sociale decât uneori le fac instituțiile statului. De asta eu vreau să înțeleg unde s-au dus. Dar reușiți să înțelegeți, reușiți să primiți răspunsuri. Bine, în cazul ăsta, cum ați spus, este ping-pong. Deocamdată nu este niciun răspuns, dar cât de des reușiți să primiți răspunsuri sau presiunea aceasta, cât de mult vă reușește să influențați lucrurile? Reușește pe atât de mult pe cât reușești să te unești cu oameni ca și tine, care înțeleg lucrurile nu doar pur și simplu că banii au fost furați și eu stau la televizor și mă revolt sau ies în stradă și fac cenaclu literar. Da. Uneori oamenii ies, deci au ieșit, bravo lor, eu am fost încântată în ultimul timp că oamenii au început să iasă tot mai mult, dar oamenii nu-și formulează foarte bine ideile, cerințele, pentru că în Moldova este foarte ușor să monitorizezi ce face administrația publică centrală, cea locală. Deci, intri pe site-ul guvernului, vezi proiectele de legi, le analizezi puțin și înțelegi la nivel de proiect de lege cum îți va influența viața. Și poți să faci protest atunci când un document greșit se discută în guvern pentru că ședințele sunt în direct. Câte țări de lume mai transmit ședințele de guvern în direct? Și mai ai pe urmă ocazia până ajunge la Parlament. Deci, ceva bun.
Când, sigur că este, sunt foarte multe lucruri bune și sunt foarte multe aspecte pozitive în guvernare pe care noi ca și cetățeni, și îmi pare rău să spun că foarte multe organizații neguvernamentale care au bani de la donatori ca să monitorizeze guvernarea și să intervină, deci noi nu valorificăm aceste oportunități, noi nu ne facem treaba până la capăt. Dar vă simțiți ca și cum ați fi pentru societate, adică ați face ceva pentru o societate care este un pic bolnavă, ca i-ați oferi un tratament, sau vă simțiți ca un paznic acestei societăți? Cum vă simțiți în poziția în care o aveți? Mă simt în primul rând ca o persoană, și probabil așa se simt mai mulți oameni care încearcă să facă ceva social, care în momentul când s-a întâlnit cu o nedreptate, cu o problemă, atunci trebuie să o rezolvi. Atunci, pe moment. Chiar dacă situația aia poți să o rezolvi telefonându-i ministrului și spunându-i aici este o porcărie și tu pentru tine o rezolvi să mergi mai departe, pentru că eu sunt sigură că dacă al de mine sau câțiva colegi din sector care sunt lideri de opinie încearcă să rezolve ceva pentru ei ca și cum personal, ei pot să reușească, dar asta nu este corect. Deci în momentul când mă întâlnesc cu o problemă, de exemplu în sistemul medical, eu voi face tot posibilul, chiar dacă e situație critică, chiar dacă îmi trebuie câteva ore, să rezolv. Și abia după ce am toată situația asta și dacă chiar nu pot rezolva, deci eu găsesc persoana responsabilă, discutăm situația, încerc nu întotdeauna să scot totul, am trecut deja de perioada când dintr-o dată era scandal public, deci încerc să rezolv pentru că înțeleg cât de greu este unui manager să rezolve niște probleme de sistem, de gândire, de mentalitate. Și neapărat voi avea în capul meu, pe agenda mea, cumva acea problemă ca ulterior să o rezolv la nivel de politică publică, la nivel de legislație, la nivel de practică care se va întâmpla altfel. Dar este extrem de complicat, este nevoie de foarte multă energie, de o luptă din asta zi cu zi. Cine zice că nu mă satur? Cine zice că nu vine să-mi ia uneori lumea în cap? Că nu mă întreb de ce eu trebuie să fac toate lucrurile astea, exact. Dacă sunt instituții ale statului sau organizații neguvernamentale care sunt plătiți pentru asta, care raportează, care fac și de fapt nu se schimbă nimic. Și pe urmă răspunsul vine peste 2 sau 3 sau 4 ani, când eu întâmplător ajung în aceeași instituție sau cineva din apropiații mei ajung în acea instituție și lucrurile s-au schimbat puțin. Sunt chiar instituții, este adevărat că de obicei sunt instituții din business în care eu merg cu plăcere, în care eu am reduceri și o atitudine foarte bună din partea personalului, a managementului, chiar dacă câțiva ani urmă noi am început prin feedback-uri de astea, de ce asta nu merge, de ce asta nu este bine, de ce s-a întâmplat așa, de ce nu s-a respectat regulamentul sau legislația. Și asta mi se întoarce chiar mie acum. Sunt sigură cu atât mai mult se va întoarce copiilor mei, colegilor mei mai tineri. Chiar bine am făcut asocierea cu nectarul ăsta, care nu puteți să-l vedeți de la început. Trebuie să treacă 3-4 ani. Dar și cu albina, care mai ajunge și să înțepe când se supără foarte tare. Cine sunt voluntarii? Ce fel de oameni sunt? De unde vin? Unde merg? Ce fac? Sunt oameni extraordinari și din ce în ce mai mulți în Moldova. Sunt foarte fericită pentru acest lucru, pentru că atunci când noi am început să vorbim despre voluntariat, oamenii în Moldova întâi îl asociau cu subotnicile, care nu erau tocmai voluntariat. Dar când a apărut voluntariatul în Moldova? Eu cred că el a fost întotdeauna. Unchiul meu, de exemplu, avea așa, tot, mai oficial. Tot felul de cărmețele de astea a tânărului naturalist și a persoanelor care merg la bibliotecă sau ceva de genul ăsta, ei plăteau o anumită cotizație, așa cum o faci pentru sindicate, dar erau mult mai utile aceste cotizații.
așa, și mergeau, făceau anumite activități încă în timpurile acelea sovietice. Erau foarte mulți oameni care făceau activitate obștească din întreg sufletul lor. Și moldovenii sunt săritori ca popor în general. Făceau clacă, veneau vecinii, absolut, se ajutau foarte mult. Eu mi-am inteles. Dar clacă este un fel de eu îți fac ție ca tu să mi-ntorci mie peste 2 ani când o să construiesc eu casă sau fântâna. Iar voluntariatul este ceva absolut dezinteresat. Da. Ceva ce se întâmplă în Europa sau în Statele Unite de secole. În genere, voluntariatul a fost gândit și dezvoltat de către biserici, pentru că în interiorul bisericilor faci caritate, îl ajuți pe cel care are nevoie. Misionarii au fost pentru primii voluntari. La un moment dat eu chiar m-am căsătorit cu un misionar, da, așa, care apoi m-a ajutat foarte mult să merg pe această idee de a promova voluntariatul, pentru că oamenii care promovează voluntariatul la nivelul unii biserici și dacă fac lucrul ăsta mulți ani, ei au aceste valori să faci bine desinteresat, să ajuți și evident că făcând acest lucru crești foarte mult personal, îți faci pentru adolescenți, îți faci o gașcă a ta, pentru persoanele mai mari, îți faci un cerc de prieteni, chiar faci uneori cunoștință cu persoane publice pe care altfel nu le-ai cunoaște. Se întâmplă foarte multe lucruri pozitive în momentul când crește coeziunea socială, s-a demonstrat în foarte multe, de foarte multe ori. Deci au fost tot felul de studii și experimente care au demonstrat că în acele străzi, comunități unde se face voluntariat, criminalitatea este mult mai mică sau nu există deloc. Pentru că există această coeziune socială, oamenii comunică pozitiv între ei, fac ceva împreună, își ocupă timpul cu ceva și nu au timp să facă prostii. Și undeva prin 95-97, în Moldova a început această, eu am început prin 94-95 să fac voluntariat, deci atunci a început această mișcare, la început neînțeleasă, iar datorită Săptămânii Naționale a Voluntariatului, iar acum și a Caravanii Voluntariatului, noi descoperim cât de mulți oameni sunt acolo în teritoriu și asta ne place foarte mult că în ultimii ani am ieșit în țară și vedem cât de mulți oameni sunt acolo care pur și simplu trebuie încurajați, să le spui bravo că tu ai făcut asta, mulțumesc că tu ai făcut asta, uite, mai sunt oameni ca tine și tu faci parte dintr-o mișcare extraordinară de voluntariat. Și ce simți atunci când dăruiești și nu aștepți să primești nimic înapoi? Este ca atunci când mergi pe stradă, ai ocazia să faci un bine, să ajuți o persoană în netate și acel sentiment pe care îl putem cu toții experimenta. Ai ajutat, nu ai oferit foarte mult, dar sentimentul ăsta pe care îl ai după asta câteva ore sau câteva zile, ce de bravo am fost eu. Este modalitatea noastră de psihoterapie, de ridicare a propriei noastre aprecieri și evident este o modalitate de a învăța în permanență. Deci cred că o bună parte din ceea ce sunt eu ca persoană s-a întâmplat pentru că eu am făcut voluntariat, pentru că am făcut acele lucruri care mi-au plăcut fără ca să fiu plătită în bani, dar am acumulat cunoștințe care de fapt sunt mult mai valoroase. Experiență multe, da. Cum spuneau colegii de-ai mei din bordul TDV-ului, primii organizații pe care am creat-o și pe care am promovat voluntariatul, el spunea că de fapt voluntariatul îți oferă ceea ce nu poate să-ți oferă nicio școală, nicio universitate, este ceva aparte. Deci poți să înveți anumite modalități de comunicare, anumite aptitudini, numai făcând voluntariatul. Dar și această satisfacție de a face bine, pentru că s-au făcut studii care demonstrează că voluntariatul și actele de caritate făcute din toată inima îți îmbunătățesc și până și starea fizică. Absolut. Și sunt, eu cunosc psihologi celebre. Eu știu că sunteți pasionată de psihologie. Exact. Care în momentul când au trecut printr-un divorț sau cancer, au mers și au făcut voluntariat. Și au făcut voluntariat în țări unde era și securitatea personală pusă în pericol, dar asta i-a vindicat, i-a ajutat să se regăsească, să se adune. Poate chiar uneori avem nevoie să vedem că problema noastră nu este cea mai mare, grija noastră nu este cea mai mare. Da, exact. Da. Dar și un moment negativ l-am sesizat din urmărind experiența unor fete voluntare care făceau voluntariat, își petreceau timpul liber într-o instituție,
Dar în loc să fie încurajate și în loc să fie susținute, chiar le se punea și bețe în roate. Există și așa ceva, e posibil. Ai văzut, te-ai convins. În primul rând că foarte mulți oameni nu cred că faci ceva dezinteresat. Întotdeauna este pur și simplu chestie. Nu-și pot imagina exact. Că faci ceva dezinteresat. Exact. Dacă tu, tu precis ești plătit. Ești plătit probabil foarte mult dacă faci asta cu atâta dăruire și chiar vrei să vii aici și să faci lucrul ăsta. Deci asta este una din probleme. Și asta, de fapt, este o chestiune de timp. Avem nevoie de timp pentru multe lucruri de schimbat în țara asta. În Europa și mai ales în Statele Unite există universități unde faci facultatea ca să fii coordonator de voluntariat, unde faci masterul ca să faci asta, pentru că foarte multe firme, inclusiv oameni din businessul mare, își încurajează angajații să facă voluntariat, pentru că voluntariatul este o formă de a scoate stresul și dacă omul lucrează tot timpul în bancă și numai cu bani și cu documente și cu probleme, evident că asta stresează foarte mult. Și dacă el are posibilitatea o dată în lună să meargă să lucreze cu niște copilași, cu niște floricele, cu niște animale, da? Să facă ceva. Pe cineva, exact. Dar asta îl relaxează. Este o terapie extraordinară. Și atunci sunt oameni instruiți special ca să dezvolte această mișcare de voluntariat. Acest lucru încercăm să-l facem și noi. Noi visăm foarte mult la o școală pentru coordonatori de voluntariat. Sunt universități care sunt de acord să colaboreze ca să poți să faci master pe această, la acest subiect și la Chișinău și la Bălți. Dar la început, spuneți-mi dumneavoastră, ați fost primită așa ca o ciudată? Că faceți asta, faceți voluntariat, că vă implicați cu atâta dăruire. Au fost așa momente când oamenii au zis, dar nu, ci ceva neregulă cu tine. Sanda, cu cât mai mult faci, cu atât mai mult vei auzi și de bine, dar mai ales de rău. Deci, în genere, există un tip de oameni și nu cred că numai la noi, dar poate cu precădere în spațiul ăsta post-sovietic, care din frustrare că ei nu fac ceva, din frustrare că ei nu se simt integri, că nu se simt capabili, pasiunea lor este să arate cât de nepregătit, cât de imperfect este altul, pentru că dacă eu arăt că cu tare nu este perfect, atunci eu sunt liniștită. Oh, mai este cineva care nu este perfect. A divorțat cineva, hai să vorbim despre asta. S-a certat cineva, hai să vorbim despre asta. A nimerit cineva într-un accident, asta trebuie. Și noi avem și mass media care lucrează pentru a încuraja astfel de atitudini, ceea ce este foarte greșit. Dacă vrei să ai o societate sănătoasă, trebuie să fie, iată, acei coordonatori de voluntariat care sunt acolo ca să spună mulțumesc și să te încurajeze. Trebuie să existe acea mass media care arată oameni care schimbă, arată știri pozitive. Asta nu înseamnă că nu vom... Dar dumneavoastră sunteți jurnalist de profesie. Exact. Și eu mi-am scris teza de licență la violența și televiziunea și am ajuns la concluzia în final că foarte noi avem nevoie... Foarte interesantă temă, foarte interesantă, așa. Și noi avem nevoie de violență în buletinele de știri. Noi avem nevoie de o anumită doză de violență în filme, pentru că aceste filme, ca și poveștile care învață pe copii, nu-mi plac poveștile cu scufița roșie și lupul care mănâncă, bunica pe urmă, lupul este împușcat, așa, exact. Dar îi învață pe copii că în viața asta nu se întâmplă numai lucruri bune, că dacă tu lași ușa descuiată, poate vine cineva care te poate mânca, da? Și așa este și cu violența în televiziune. Dacă noi vedem că se întâmplă violuri, dacă noi vedem că se întâmplă jafuri, se întâmplă accidente, că a luat foc ceva, noi învățăm, sau ar trebui să învățăm din lucrurile astea. Și devenim mai vigilenți. Exact, dar noi ar trebui să avem o doză în toate lucrurile astea. Și noi trebuie să înțelegem că, mai ales mass media, trebuie să formuleze subtil niște concluzii sau să formuleze subiectul în așa fel, încât omul să, ca la psiholog, să fii pus în situație să-ți faci o concluzie pentru treaba asta. Da, da, da. Dar știu că prima emisiune care ați făcut-o la radio a fost despre sexualitate. Și vreau să vă întreb cum ați decis să faceți asta. Totuși este un subiect, era un subiect tabu. Se vorbește greu până și astăzi despre sexualitate. Cum ați reușit să depășiți această, nu știu, jenă poate de a vorbi pe acest subiect?
Sau ați fost tot timpul foarte deschisă? În biblioteca din copilăria mea erau câteva cărți despre cum fata devine femeie. Cine e jeicină? Da. Și ele erau puse la vârsta potrivită, pe raftul potrivit. Și ele fiind puse acolo și eu brusc mă trezesc că acolo sunt mai multe cărți foarte interesante, eu cumva știam să mă exprim în termeni în care să pot adresa întrebări, să-mi formulez întrebări și să-mi dau seama, probabil întotdeauna am avut și un simț de ăsta jurnalistic destul de bun la subiectele care pot prinde la public, dar nu pur și simplu prinde, pentru că evident sex. Asta este întotdeauna ceea ce ne interesează, dar din acel punct de vedere, din care să înveți ceva din asta, să fie o experiență și era foarte dificil, făcând această rubrică la Modern Club 805, era o rubrică fără complexe și fără prejudecăți, am învățat pentru prima oară la acea etapă, la începutul anilor 90, ce înseamnă să faci jurnalism de calitate, fiind primul și unicul, de fapt, post de radio la acea etapă din Moldova și fiind o echipă extraordinară, cei mai buni jurnaliști erau concentrați acolo, am învățat că dacă tu ai 12 sau 15 sau 20 de minute pentru rubrica ta și tu vorbești despre orgasm, de exemplu, da? Tu trebuie să ai acolo și un vox din stradă și trebuie să ai și un medic, trebuie să ai și un psiculog, trebuie să ai cât mai multe persoane. Exact, dacă vorbești despre divorț sau pentru că sexualitatea are foarte, foarte, foarte multe aspecte. Despre naștere sau despre avort, atunci poți să inviți și un preot care, evident, el o să-ți vorbească o oră, tu o să selectezi ideile esențiale și cum să faci din foarte, foarte multă informație ceva care, de fapt, sunt gândurile de aur, punctele cheia a unei emisiuni. Și am făcut acel lucru până când mi-am găsit eu întrebările, mi-am răspuns eu la toate întrebările mele. Ați găsit răspunsul. Cât am fost curioasă, cât am fost pasionată. Ați mai face acum încă o dată așa ceva? Da, aș mai face, chiar am discutat la un moment dat cu o televiziune. Au apărut pur și simplu foarte multe răspunsuri, au apărut foarte multe valențe ale înțelegerii, ale valențelor sexualității, ale... cred că mi-ar place să fac, să fiu producătorul și m-am gândit, am avut discuția asta mai de mult cu cineva, să facem o emisiune în care știi să fie ceva de genul Sex and the City, da? Da, da, da. Dar nu ca și situații, dar ca și explicații. De ce asta se întâmplă? Cum asta se întâmplă? Pentru că noi... Au nevoie femeile noastre de asta... Au nevoie copiii noștri de asta, pentru că sexualitatea este atunci când tu ești încă la sânul mamei, mirosul mamei, felul în care te simți protejat pe umerii tatălui, relațiile tale cu bunica și cum nu înțelegi. Începând de la bătrânul Freud, mai pe scurt. Exact. Da? Începând de la copilăria noastră și până la vârsta la care Freud s-a dus. Da. Noi întotdeauna avem ceva de descoperit, de discutat aici. Cred că s-ar putea face ceva fantastic La acest subiect. Evident că mă gândesc la ceva de genul ăsta, Sanda, pentru că întotdeauna când simt că deja am crescut foarte mult într-un domeniu, mă gândesc care sunt alte domenii în care eu aș putea eu să descoper, eu să fac ceva, să deschid o cărare, să deschid un domeniu nou, să fac ceva în care eu am să fiu potrivită. Și în momentul când o să fie cineva mai bun ca și mine sau în momentul când deja acest subiect este epuizat, evident că deja gata, apare saturația, plictisul, te duci, faci altceva. Dar care sunt domeniile care trebuie dezvoltate cel mai mult pentru, am în vedere, pentru dezvoltarea femeii, iată, pentru a se dezvolta ea armonios, pentru a se simți bine în societatea noastră, pentru că femeile în societatea noastră se simt dezavantajate și știți mai bine decât mine. Voi ziceați într-o emisiune cu cineva dintre invitați că, de fapt, atunci când o femeie nu este fericită, nimeni în casa aceea nu este fericit. Deci nu aș porni de la ideea ce trebuie să facem noi ca să fim fericite. Eu am cei mai activi și mai adecvați și minunați femeniști în cercul meu sunt bărbați.
bărbați care promovează drepturile femeilor, care o fac firesc, care o fac prin modelul lor. Sunt și am și câteva prietene feministe fantastice de la care învăț foarte, foarte, foarte mult, dar ele au avut la rândul lor pe cineva care le-au susținut și de multe ori acesta a fost soțul sau tatăl sau cineva de gen masculin. Vă calificați, vă considerați a fi feministă? Absolut, dar... Ce înseamnă să fii feministă atunci? Înseamnă să promovezi drepturile egale ale femeilor cu drepturile bărbaților, pentru că să avem aceleași drepturi, să avem aceeași balanță, să avem aceleași oportunități de a ne manifesta, pentru că, de fapt, această posibilitate a noastră de a sta, uite, aici să discutăm așa relaxate și nu să fim acum la bucătărie și să gătim, pe urmă să spălăm, pe urmă să mai mergem să facem ceva în grădină, ea s-a născut vreo 100 și ceva de ani în urmă. Și în foarte multe țări, femeile nici nu visează la această libertate să vină singure cu capul descoperit, cu brațele descoperite, cu ce machiaj vor ele și cu părul cum îl vor ele, libere, iată așa, deci ele trebuie să fie însoțite de bărbat, ele trebuie să explice cuiva, să raporteze cuiva. Deci, din acest punct de vedere, bineînțeles, sunt o feministă, fiica mea este o feministă, fiul meu este un feminist. Cum este fiica dumneavoastră feministă? Cum este Teia o feministă? Teia are o capacitate de negociere, de a spăla vasele cu Mircea atât de bună, încât eu cred că Mircea deja trebuie să fie protejat de această capacitate de negociere, pentru că Mircea spală mai mult el vasele. Eu n-am fost atentă și Mircea este feminist. Adică un bărbat tot poate fi feminist? Absolut, da? Absolut. Am zis că și eu am foarte mulți prieteni, da. Pentru că... Dar ei așa se numesc pe ei? Da, așa eu cred... Eu sunt un feminist? Da, eu am prieteni care spun acest lucru, uh-huh. Pentru că promovând drepturile femeilor, asta faci. Feminismul nu este a urla, a țipa. Bineînțeles că în anumite situații au fost grupuri de femei în anumite țări care au fost puse în situația să strige, să opună rezistență. Să lupte, da. Exact. Pentru că 8 martie nu este ocazia noastră de a primi flori, pentru că noi suntem frumoase. La 8 martie noi primim flori și mie îmi place să le primesc, dar să fie clar că eu le primesc pentru că am fericirea să trăiesc într-o țară în care încet, greu, dar femeile au câștigat destul de multă libertate și sunt destul de libere din punct de vedere legislativ, destul, mai este mult de lucrat, de a face niște alegeri. Acum rămâne o altă problemă. Conștiința femeilor. Femeile. Pentru că poți să schimbi anumite lucruri în societate, alte femei le schimbă pentru tine, alți bărbați le schimbă pentru tine, iar tu, ca femeie, ești liberă. Cum te simți? Dacă avem încă atât de multe femei care se simt că ele ca și cum vor să fie libere, dar ele percep această libertate și se supără că bărbații le percep ca pe niște obiecte sexuale, dar ele consideră că datoria lor este să arate ca niște păpuși barbe și ele trebuie să reușească să facă și borșul, și machiajul, și coafura și imediat după ce au născut în 2 săptămâni silueta perfectă și neapărat să fie fotografiată silueta aceea și pusă într-o revistă ceva mai vipoasă sau... Aici e problema. Cum Absolut. Te simți în capul tău cum este problema. Absolut. Cum te poziționezi. Vreau să ne întoarcem la copiii dumneavoastră. Și știu că sunteți o mamă superbă și pentru mine a fost o descoperire să aflu că ați decis să înfiați un copil în timpul când erați însărcinată. Și v-am spus și repet și aici, pentru mine asta este un act de mare curaj și de mare admirație. Și aș vrea să-mi spuneți un pic cum ați decis asta, iarăși ce v-a motivat? Ce a fost în sufletul dumneavoastră când ați spus că nasc copilul meu și în același timp mai iau un copil și cresc gemeni? Și așa i-ați crescut. Da, ei spun despre ei că noi suntem aproape gemeni pentru că au o diferență de, cum spune unul dintre ei, copilul pe care l-am născut, când sunt întrebați, spune, noi sunt mai mare.
Și cel mai mic spune, numai cu două săptămâni, numai cu două săptămâni ești mai mare. Și iarăși cel mai mare începe să se supere, să facă scandal. Eu sunt mai mare cu două săptămâni și două zile. Așa. Deci, respectiv, după două săptămâni și două zile după ce am născut, mie mi s-a spus că, mi s-a confirmat că, uite, ar fi un copil pe care ați putea să-l adoptați. Dar este foarte slăbit, este, ar avea nevoie de alăptare la sân imediat ca să aibă mai multe șanse de supraviețuire, de dezvoltare. Evident că așa cum este legislația noastră, imediat s-a pus la dubii de către Casa de Copii, buna credință a celor de la direcția primăriei, de ce copilul trebuie să fie să ajungă la noi, și s-au început tot felul de chestii, de așa, de lucruri nu tocmai pozitive, nu tocmai minunate. Așa că eu a trebuit să trec și această depresie postnatală, peste care a venit și depresia. Am descoperit, încă nu am găsit studii de specialitate, poate nici nu au fost făcute, că există și o depresie post-adopție, deci ele vin cumva una peste alta, plus această încercare de a fi la serviciu, pentru că altfel nu reușești să stai în chirie și să-i îngrijești suficient de bine. Eu mi-am V-ați crescut... imaginat că va fi atât de greu? Nu, pentru că atunci când îți imaginezi că, uite, am un copil și mai adopt încă unul, te gândești, cel puțin eu m-am gândit și cu tatăl copilor, ne-am gândit că te trezești pentru un copil. Da? Oricum care te-ai trezit. Te mai trezești pentru unul. Te-ai trezit pentru un copil, ai grijă și de celălalt. Ei, păi, prima așa. Descoperire este că e niciodată noaptea nu-ți trezesc când în același doar. Timp. Nu mai adorme unul, cât a făcut gălăgie, cât a cerut ce a cerut, se trezește celălalt. Altă descoperire este că dacă unui copil, măcar câteva zile, i-ai dat biberonul, el nu mai vrea să pape la sân. Deci, i-a ajuns în familie, el are posibilitatea, am luptat atât de mult, are posibilitatea să pape lapte matern. Asta nu înseamnă că vrea, da. El vrea, pentru da, că simte mirosul da. Și începe să facă scandal și aruncă biberonul și nu mai vrea lapte de la biberon. Dar aici face scandal și chiar și te mușcă, pentru că el nu știe să pape la sân. Și atunci mai apare ceva, trebuie ca noaptea să storci laptele. Câte ani n-ați dormit? Eu până acum, chiar și noaptea trecută, este adevărat că noaptea trecută am mai și lucrat, dar alerg de... Deci îi învelesc, îi văd cum respiră, controlez... Dar ați fost ajutată de tatăl copiilor, da? Ei au avut și un tată absolut perfect. Din punct de vedere al relațiilor tată-copii, el este un tată foarte bun. Noi doi ani am decis această separare, apoi divorț. Dar niciodată nu am avut dubii și pretenții la cum este el ca și tată. Este un tată foarte bun. Noi jumătate de zi stătea el cu copiii și jumătate stăteam eu. Ceea ce în principiu este bine, este solicitant, dar nu te simți închis în casă, nu începi să nebunești. Cât de mult nu ți-ai iubit copiii, nu poți să stai cu bebelușul tău non-stop, pentru că obosești foarte mult, este foarte stresant. Decizia la fel am luat-o în comun, decizia a fost luată mult înainte de a fi însărcinată. Documentele au fost depuse înainte ca să fiu însărcinată. Atunci când am fost însărcinată, am mers și am reconfirmat ca să nu creadă angajații văzând, deci de la Direcția pentru Protecția Familiei și Copilului, văzându-mă însărcinată că de fapt nu mai vrem bebe. Deci am mers și am reconfirmat. N-ați regretat niciodată aceasta? Absolut niciodată. Mai ales că am avut, de fapt, trebuie, probabil ce ar trebui un psihanalist să zică de ce, dar am avut anumite perioade când mă trezeam noaptea și nu înțelegeam dacă de ce unul din copiii mei este adoptat, nu este adevărat, este copilul meu. Și încercam să-mi amintesc care a fost momentul nașterii, când el s-a născut. Nu, el nu este adoptat. Era o senzație foarte, foarte ciudată. Și eu nu consider, apropo, asta ca un act de mare admirație, pentru că foarte nu mulți oameni... Nu puteți să mă convingeți, oricum o să rămân cu mare admirație. Foarte mulți oameni, chiar și în această încăpere, sunt la un moment dat în situația când își asumă să adopte, într-un fel sau la cel mai direct mod, copiii partenerului de viață.
este la fel de dificil sau poate aș crede eu chiar mai dificil pentru că ei deja sunt formați, pentru că există două mame sau doi tați sau la un moment dat există și două mame și doi tați și acestor oameni le este foarte dificil și în acest moment eu cred că chiar am avea nevoie la un moment dat cumva să ne adunăm, să facem o carte bună pe acest subiect. Cel puțin să discutăm acest subiect. Exact. Da. Antoniza, spuneți-mi, ce vă face să fiți senină și să aduceți seninul în viața dumneavoastră? Oh, vezi că unii oameni mă văd senină, alții oameni mă văd așa, baba Cloanța, albina asta rea și înfuriată și supărată. Noi toți suntem foarte diferiți. Este adevărat că putem să avem o abordare generală, adică să avem momentele noastre de ploi și vânt, dar în general să fim persoane însorite, senine sau să fim persoane mai triste. Cred că vine din autoaprecierea noastră. Cred că vine din încrederea noastră și credința noastră. Deci în momentul când mă întorc la acea idee, eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu comunic cu alți copii al lui Dumnezeu, deci ai această putere, această speranță, acest cineva puternic în spatele tău, chiar dacă poate acest cineva este doar în capul tău sau doar în inima ta. Și în genere, eu cred în puterea bisericilor, religiilor, pentru că până la urmă un fel de Dumnezeu suprem, el există. Diferite religii îl văd din diferite unghiuri. Problema a toate aceste religii este să găsească toleranța între ele și interpretarea doctrinei pe partea pozitivă, pentru că sunt foarte mulți preoți, pastori, care încearcă să și în alte religii la fel, nu doar numai în astea creștine, nu doar în religia creștină, care încearcă să interpreteze lucrurile așa ca și cum eu sunt mediatorul Domnului. Da. Dumnezeu nu are nevoie de mediator. În momentul când înțelegem asta și îl găsim și vine pe calea proprie. Exact. Asta este una din modalitățile care ne ajută să fim senini sau senine. Pentru că pentru alți oameni asta poate fi o pasiune, un hobby, nu știu, un animăluț. Eu acum am un psiholog acasă și descoper cât de mult senin îți poate oferi o floare sau un animal. Exact. Iar pentru alții asta poate fi un psiholog care te poate ajuta, poate să fie instructorul tău de yoga. Oricine. Da. Sunt mai multe modalități de a ajunge la un echilibru cu sine. Și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.